Am 4 luni când încep grădinița. În primele zile, după ce mama mă aduce acasă și mâncăm împreună, se apucă să măture frunzele din curte. E toamnă și în fața casei avem câțiva copaci, deci curăța aproape din. Țin minte că e lângă vișnul pe care urmează să trăim în câțiva ani, deși nu pot aminti de ce. Mă întreb, mami, noi ce suntem? Dar, din nou, nu pot aminti de ce. Probabil au zis în la grădință ceva și voiam să mă asigur că nu poate fi vorba despre noi. Despre mine. Mama îmi răspunde, fără ezitare sau regret, și îmi confirmă pentru prima oară identitatea și viitoarea suferință. Țigan. Nu pot aminti dacă sora mea e cu noi, dacă e în spatele mamei sau nu. Pare că nu pot aminti multe lucruri după ce aud asta. Mă cuprinde rușine. Și nu reușesc să scap de ea vreodată. Am 18 ani, însă durerea mea e mai vechidată. Se propagă din ceruri și cade încet spre sol, dar fără vreo urmă de alinare. E umană pe de-ntregul, iar timpul se prăbusește peste ea. Plecăm încet din Asia, de undeva de la marginea sa, iar când ajungem la marginea lumii, rămânem fără traiste, fără merinde, fără lacrimi pe care să mai putem plânge. De-a lungul secolelor, pare că lacrimile revin, că putem plânge din nou, dar se termină întotdeauna înainte de vreme. E obositor și observăm mult prea des că suflarea noastră nu mai este. Am 12 ani când mi-apar sânii. Am 12 ani când mă atinge un bărbat pentru prima oară pe stradă. Am 12 ani când sunt claxonată pentru prima oară. Am 12 ani când văd că experiența femeii de culoare înseamnă să renunți la statutul identitar și să-l adopți pe cel de obiect. Am 12 ani când învăț că nu există oameni de partea mea. Bărbații de culoare și femeile albe sunt la fel atunci când le privești prin ochii mei. Am 12 ani și totuși există și cei ce învață mai devreme decât mine. Am 12 ani când mă dezbrac în fața oglinzii și mi-analizez trupul. Am 12 ani când mă ridic pe vârfuri și nu mai pot vedea chipul în oglindă. Mi se pare că sunt mai drăguț așa. Am 12 ani, apoi 14, apoi 17, apoi 18. Am 12, 14, 17 și 18 ani. Când îmi spun, mi-aș dori să-mi pot albi pielea. Să definești experiența etnico-feminină în raport cu dorința de apartenență la comunitatea albă, poate chiar cea masculină, reprezintă în sine o problematică misogină, rasistă chiar. E însă o parte mult prea largă pentru a fi ignorată sau alterată în vreun fel. Femeia romă este definită de două mari coordonate inseparabile. Dorința feminină de a fi văzută și rușinea etnică de a fi percepută. Deși ambele sunt puternic influențate de media și momentul actual, rădăcinile lor se află în mijlocul istoriei, în locul unde arborii cresc invers, cu ramurile îngropate sub momentul pădurii. Câteva feministe afroamericane afirmă că în timpul sclaviei afroamericane exista un singur gen și anume bărbat. Ținând seama de aceste teorii, idei și concepte dezvoltate de feministele de culoare, putem șlefui identitatea femeii rome înrobite. Astfel, situația se schimbă atunci când vine vorba de sclavia femeilor rome. Prin prisma lumii structurate binar, acestea nu erau văzute ca fiind bărbați, însă feminitatea lor era vulgară și nedorită. Munca lor, atât cea productivă cât și cea reproductivă, nu era doar pentru soțul lor, dar și pentru stăpânul lor și a soției sale. Mai mult, acestea nu erau văzute doar ca persoane lipsite de valoare, dar chiar ca și proprietate. Înțelegerea acestei realități istorice poate, așadar, facilita înțelegerea femeii rome ce trăiește în această epocă. Una dintre trăsăturile fundamentale ale persecuției socioeconomice ale femeilor de culoare este definirea lor. Sunt conștientă că definirea în sine a unei minorități este un act discriminatoriu încât deschide posibilitatea colectivizării grupului menționat, asocierea lor cu un monolit și eventual provoacă chiar stereotipizarea lor. Femeia romă este văzută atât de bărbatul de culoare cât și de femeia albă ca fiind aceea. Ea este definită exclusiv ca tot ceea ce bărbatul de culoare nu este și ca tot ceea ce femeia albă nu poate fi. Opoziția binară reprezintă relația dintre două concepte sau termeni ce au înțeles opus. Aceasta a fost văzută pentru o lungă perioadă de timp ca fiind fundamentală în organizarea culturii umane.
O binecunoscută jurnalistă din Italia afirmă despre aceasta că este elementul esențial al structuralismului, care susține că toate elementele culturii umane pot fi înțelese doar în relație cu altele și felul în care funcționează într-un sistem de proporții mai mari. Astfel, chiar dacă oamenii există în afara sa, aspectele pe care le voi discuta se regăsesc în această structură binară, capitalistă, patriarhală și heterosexuală. Noi nu existăm ca binaritate, însă suntem învățați să trăim conform ei. Mai mult, consider că este mai important cum suntem percepuți decât ceea ce suntem, pentru că în societatea noastră e mai important modul în care suntem văzuți de bărbatul alb decât cum ne vedem noi înșine. Astfel, analiza mea vizează felul în care sistemul ierarhic rasist ne ordonează posibilitățile într-o societate capitalistă. Bărbatul rom, deși își împarte istoria cu femeia romă, nu o consideră demnă, adică nu o vede și nu o dorește. Pentru bărbat, femeia romă nu poate fi văzută decât în extremită. Spre exemplu, ea nu poate fi emancipată, ci doar hipersexualizată. Între bărbatul rom și femeia romă există aceeași relație ca între bărbatul alb și femeia albă, în sensul că ambii împărtășesc una dintre identitățile ce îi formează ca și persoane. Dar realitatea etnică adaugă acestei relații interumane alte straturi ce adâncesc vidul dintre aceștia, deși, în mod paradoxal, îi apropie. Faptul că există o altă versiune a femeii rome, respectiv femeia albă, amplifică din nou acest vid. Deși trăiesc realități diferite, bărbatul rom și femeia albă sunt fețe diferite ale aceleiași monede. Când luptă pentru drepturile omului, aceștia luptă pentru dreptul lor de a fi pe același piedestal ca și bărbatul alb. Și totuși, pentru ca piedestalul să existe, cineva trebuie să fie în permanență la picioarele sale, umilit și batjocorit. Bărbatul alb, pentru că își dorește să rămână într-o comunitate albă, pentru că dorește perpetuarea ei și a tot ceea ce îi oferă privilegiile pe care le are, își dorește implicit și femeia albă. Există totuși și abateri de la acest caz. Bărbatul alb care își dorește în mod explicit o femeie de culoare, acesta nu este atras de ea în afara fanteziei exotice, în alte cuvinte ca ființă umană și nu ca obiect sexual, și pentru că în preajma ei își poate folosi în totalitate privilegiul de a fi alb și toate caracteristicile pe care le-a câștigat ca rezultat al acestui privilegiu. Pentru că femeia albă este obiectul pe care bărbatul alb și-l dorește, aceasta este ridicată la rangul de trofeu, iar rămâne totuși un obiect. Putem deduce că bărbatul de culoare își dorește femeia albă pentru că aceasta este dorită de bărbatul alb și o dorește pentru că ar însemna că își poate mușamaliza într-un fel sau altul identitatea etnică. A rămâne alături de femeia romă înseamnă a rămâne în aceeași comunitate și a avea mai puțin decât bărbatul alb. Și totuși, în cadrul unei căsnicii heterosexuale cu o femeie albă, aceasta primește șansa de a-și exercita în totalitate privilegiul alb. În timpul sclaviei, a învățat că stăpânul are, adică deține din punct de vedere material și deci, pentru a ajunge pe același piedestal ca și stăpânul, trebuie să deținem. Însă, bărbatul rom uită că înainte de toate, bărbatul alb este alb, adică deține identitatea fundamental necesară sub capitalism, iar identitatea sa etnică nu este maleabilă. Propria existență îndepărtează bărbatul rom de la avea. Femeia albă este, înainte de femeie, albă. Pentru a defini femeia albă, avem nevoie de a o compara, a o pune în paralel cu ceva ce nu poate fi atins. Și anume, femeia de culoare. Chiar dacă durerile lor sunt oarecum simetrice, nu sunt și interschimbabile. Ambele cunosc durerea de a fi femeie, de a fi obiect, de a fi consumată, de a renunța la tine însăți pentru a mulțumi pe cel ce se numește bărbat. De a fi un frog, ce trăiește o singură vară, de a putrezi. Însă femeia albă nu poate înțelege durerea de a nu fi alb, căci este o experiență necunoscută ei, care îi reneagă și anulează sinele integral. Experiența feminină este unică oamenilor care o trăiesc.
Însă femeile de culoare care își doresc să fie feminine trebuie, într-un final, să fie hiperfeminine pentru a atinge același nivel de feminitate pe care femeile albe îl au doar existând. Pentru că femeile rome trăiesc în cadrul a două mari scenarii. A te apropia de femeia albă înseamnă a încerca să evadezi. Aceste scenarii sunt evidente, nu doar în cotidian, dar și în media. Femeia romă e fie o cerșetoare mutară, fie un obiect sexual prin existență. E de ajuns să fie privită pentru a fi obiectificată. Aceasta e hipersexualizată și batjocorită încă din copilărie și adolescență, căci trupul să e descompus și ales de fiecare bărbat care și-o dorește. Femeile rome nu sunt oameni, ele sunt obiecte pur sexuale. Mai mult, putem vorbi despre furtul copilăriei. Fetele, copilele rome, sunt forțate să se maturizeze precoce, căci a fi copil și a fi sexual sunt experiențe ce se anulează reciproc. Aveam 12 ani când am fost hărțuită pentru întâia oară pe stradă. Sau cel puțin e prima oară când mi-o amintesc atât de clar. Dorința de a fi frumoasă mi-o amintesc încă de la 5 ani, când aveam senzația că nu pot exista în afara condiției mele etnice. Aveam senzația că oamenii râd de pielea mea constant, lucruri care chiar se întâmpla, însă nu era un eveniment atât de persistent pe cât aveam eu senzația. Dorința, nevoia și incapacitatea de a fi alb sunt frânturi profunde din ființa femeii rome, pe care cei din jurul său le pot vedea cu ochiul liber, fără să depună un efort imens. Am 6 ani când tata îmi zice râzând că dacă mă spăl cu lapte o să devină albă. Am 6 ani când o fac în timp ce el și frații mei râd în jurul meu. Sunt un copil și mi-este rușine că am încercat, că toată lumea știe că îmi doresc asta. Sunt un copil când mă uit la surorile mele și mi-este rușine să întreb de ce. Dintre toate, doar eu am avut ghinionul să arăt ca mamă. Sunt un copil când o întreb pe sora mea mai mare. Când o să cresc, poate o să mi se deschide și mie pielea, nu? Când o să cresc, crezi că o să fiu frumoasă? Nu mi-aminte ce îmi spune sau măcar dacă îmi răspunde. Sunt un copil, dar îmi doresc deja cu disperare să fiu albă. Nu știu câte fete albe și-au urât vreodată mama pentru că ea le-a făcut să arate așa, pentru că ea le-a născut și nu o să-și poată schimba vreodată piele. Eu făceam deja la 5 ani și speram să nu arăt ca ea atunci când o să cresc. Că mă uit acum, mai bine de 10 ani, mai târziu, la poze cu mine și mama, în anii ăia, observ că nu eram urâte. Eram doar de culoare. Într-o societate ca a noastră, femeile sunt văzute precum fructele. Au la dispoziție timp să înflorească, iar vara trebuie să fie gata pentru cei ce le culeg. Vara nu durează mult. Sezonul rece va veni, iar ele nu vor putrezi. Femeile albe sunt un fruct și așteaptă să se bârguiască, deci, nu? Dar ele nu s-au îngrijorat absolut niciodată că s-au născut cumva putrede. Primăvara trecută, când înfloreau cireșii, m-am uitat pentru prima oară la bărbații de culoare și la femeile albe și mi-am spus că, pentru mine, aceștia sunt mai răi decât bărbatul alb. Căci ei îmi cunosc durerile și totuși mă dau la o parte.